Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Tazi. România este pentru următoarele două zile capitala diplomatică a comunității transatlantice de securitate, iar Republica Moldova participă în premieră la reuniunea ministrilor de externe ai NATO de la București. Discutăm despre toate aceste aspecte cu invitații noștri din această seară, domnul Lilian Car, președinte al Comisiei de Apărare, Securitate și Ordine Publică din Parlament. Bună seara și bine ați revenit la noi. Bună seara și bine v-am găsit. Domnul Nicolae Negru, analist politic și editorialist al Ziarului Național. Bună seara și bine ați revenit, domnule Negru. Bună seara, bine v-am găsit. Iar prin Skype îl avem alături de noi pe domnul Mihai Isac, analist politic și de securitate de la București. Bună seara și bine ați revenit și dumneavoastră, domnule Isac. Bună seara, bine v-am găsit dumneavoastră și invitațiul nostru. Domnilor, înainte să începem discuțiile din această seară, aș vrea să vedem ce s-a întâmplat astăzi la București, după care revenim și comentăm. Jens Stoltenberg l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că din cauza eșecurilor militare folosește frigul ca armă în război pe care l-a declanșat împotriva Ucrainei. Putin is failing in Ukraine. He is responding with more brutality, attacking gas infrastructure, power lines and trying to deprive the Ukrainians of water, electricity, light and heating. Therefore, we need to support Ukraine because what we see is that President Putin is trying to use winter as a weapon of war, which is inflicting a lot of suffering on the Ukrainian people. Secretarul general al NATO a subliniat că țările blocului nord-atlantic oferă Ucrainei un sprijin fără precedent și vor continua să furnizeze sisteme de apărare aeriană și muniții pentru a-și proteja cât mai eficient infrastructura critică. În această seară, șefii diplomațiilor țărilor NATO discută în prezența ministrului de externe de la Kiev și despre ajutorul neletal pe care urmează să-l ofere Ucrainei, inclusiv generatoare de energie, combustibil, piese de schimb și diferite provizii. Într-un final, țările NATO ar urma să aprobe un pachet de sprijin pentru a ajuta Ucraina să treacă de iarna care se apropie. Pe agenda șefilor diplomațiilor din țările NATO se află și problema securității flancului estic al blocului nord-atlantic, inclusiv de la Marea Neagră, care la summitul din vară de la Madrid a fost numită parte din noul concept strategic al alianței. Într-o conferință comună de presă cu omologul său de la București, șeful diplomației americane a vorbit despre importanța rolului pe care îl are România pentru apărarea flancului estic al alianței. We're going to be reinforcing NATO's presence from the Black to the Baltic Seas. And in that effort, we are working constantly between each other as well as with NATO to effectively inform and reinforce our Black Sea strategy. Romania is a vital contributor to that effort and of course to the broader effort of making sure that we have the strongest possible defensive alliance. Potrivit presiei occidentale, deciziile ce se vor lua la București vor cântări greu în evoluția securității din regiune, pentru că vor arăta Rusiei până unde poate să meargă în extinderea războiului din Ucraina. Am revenit în studio. Domnule Carpă, Republica Moldova participă așadar în premieră la reuniunea ministrilor de externe ai NATO care se desfășoară în aceste zile la București. Ce semnal este acesta al raportării NATO la Republica Moldova și cum ar trebui poate să arate viitoarea strategie de apărare a Republicii Moldova? Bun, noi cunoaștem că Republica Moldova este partener, deci NATO, principiul care a fost inclus încă la 1994, în ianuarie, mai multe state au devenit deci, parteneri pe anumite probleme, inclusiv și Federația Rusă, deci era membru partener deci NATO. Și în primul rând, în raport în acest parteneriat a Republicii deci Moldova, deci cu NATO sunt sunt în vederea rezolvării câteva probleme atât pe plan intern cât și pe plan extern. Dacă vorbim de plan intern, marea problemă pe care trebuie Republica deci Moldova să facă față sunt crimele cibernetice. Deci prin avem această deci, asistență din partea deci NATO sau partenerilor NATO, pentru că ele devin tot mai active aceste atacuri cibernetice, iar noi cunoaștem că acum că războiul cibernetic poate aduce la fel de mult prejudiciu
serviciu, cum poate aduce și un război. Deci clasic, pentru că este afectat sistemul bancar, este afectat dar și traficul deci aerian, traficul rutier, feroviar și tot așa mai departe, poate fi dat peste cap. Paralizează o țară, deci absolut deci în întregime. O altă deci problemă pe plan intern este pandemiile pe care cum trebuie gestionate și noi am avut deci în acest sens deci ajutor pentru a putea gestiona deci pandemia. O altă problemă este sunt dezastrele deci naturale, dar și anumite probleme care s-au adunat precum a fost cu deșeurile chimice care s-au adunat pe teritoriul Republicii Moldova zeci de ani din perioada sovietică, iar după ce a căzut deci Uniunea Sovietică nu era nicio autoritate pentru a putea gestiona aceste deșeuri și atunci am avut asistența deci NATO pentru a putea construi sacrofage deci, și pentru arderea lor, deci acoperirea lor, pentru că ele desigur sunt nocive pentru sănătate. Deci astea sunt cele mari probleme care sunt rezolvate în parteneriat. Deci cu NATO pe plan deci intern, pe plan extern este migrația, iar Republica deci Moldova în urma războiului care s-a început în Ucraina în urma invaziei Rusiei se ciocnește cu un val mare de refugiați care trec pe teritoriul deci Republicii Moldova. Am avut peste 620.000, asta era cifra acum câteva săptămâni în urmă. Iar acest val de refugiați ar putea să crească odată cu venirea frigului. Da? Noi deja sunt anumite semnale și o creștere a numărului deci, cetățenilor ucraineni care trec pe teritoriul Republicii Moldova, dar și rămân deci aici. Și în acest caz avem acest parteneriat, ne oferă soluții cum putem face față acestei crize. Crima deci, organizată este o altă deci, problemă, fiindcă vorbim de crima organizată la nivel deci, internațional. Da? Contrabanda care, slavă Domnului, în ghilimele luăm acest cuvânt. Din păcate, el, chiar dacă s-a mai diminuat din densitate, din amploare, el oricum, deci există traficul de ființe umane. Totdeauna când avem o asemenea tragedie, precum este deci, deci Ucraina, fie că are loc în altă parte a lumii, întotdeauna se vor găsi și traficanți de ființe deci, umane. Acest parteneriat oferă Republicii Moldova cu deci, NATO soluționarea acestor probleme, sau mai bine zis, asistență din partea deci NATO în vederea instruirii personalului pentru a putea face față deci acestor probleme, da, soluții și așa mai departe. Deci, cum am mai spus, din ianuarie 1994, dacă nu mă înșală în memorie, că erau vreo 16 state, da, care erau parteneri din spațiul socialist, deci erau cu deci cu NATO. Da. Domnule Negru. Mai mult, la 30 deci, ceva. Eu vorbesc de un spațiu ex-socialist, nici nu soviet, dar ex-socialist. Da. Domnule Negru, ce putem spune despre această prezență a Republicii Moldova în premieră la București, la această reuniune a NATO și cum am putea descrie relația NATO-Republica Moldova, având în vedere și neutralitatea Republicii Moldova? A spus deja domnul Carp că relațiile noastre cu NATO nu au început azi, au început cu ani și ani în urmă și erau legate de alte aspecte ale existenței și funcționării statului Republica Moldova. Iată că acum ne aflăm într-o situație nouă. Rusia bombardează Ucraina, bombardează centralele electrice, rețelele electrice, bombardează, adică vrea să-i lase pe ucraineni în frig, fără lumină și așa mai departe. Și Organizația Națiunilor Unite se pomenește în situația asta neputincioasă. Uitați-vă, nu există nicio instituție acum în lume care să asigure îndeplinirea normelor, așa zisilor, norme internaționale. Un stat mai puternic, vedem da. Că abuzează, un stat mai puternic atac, un stat mai slab, un stat care posedă arme nucleare, deci face ce vrea
și nu respectă aceste legi internaționale și Consiliul de Securitate nu poate face nimic fiindcă Rusia este membru a Consiliului de Securitate și poate pune veto, iar adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite poate adopta recomandări, doar și-a adoptat un șir de recomandări care Rusia scuipă în juridic asupra Rusiei. Și desigur că unde să ne uităm noi în această situație, aflându-ne și noi, fiindcă suferim și noi de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Desigur că NATO este partenerul care ne-ar putea ajuta în anumite privințe și de altfel și s-a discutat acum la această întrunire, s-a discutat și lucruri care nu privesc necesar în mod neapărat livrarea de armament, dar livrarea de generatoare, de exemplu, de diferite instalații care se ajute pe cetățenii Ucrainei. Da. Exact în aceste situații ne aflăm și noi. Prin urmare, ne adresăm acestei organizații care cât de cât ne poate ajuta, dar nu, fiindcă noi avem, zicem că avem neutralitatea, dar încă ar mai trebui dispus că la toate ședințele, din ultima vreme, la toate întrunirile de acest fel ale NATO, se pomenea totuși, era menționată și Republica Moldova. Chiar și la Madrid a fost inclusă în declarația finală. NATO se spunea întotdeauna că Rusia trebuie să-și retragă trupele, că NATO, de fapt, trebuie să asigure independența Republicii Moldova, dar era vorba de o asigurare așa, la modul teoretic, la modul practic, să vedem că lucrurile astea nu se pot întâmpla. Deci e o relație complicată a Republicii Moldova cu NATO și e complicată nu din cauza NATO, e complicată din cauza noastră, că noi nu am determinat strategia noastră de securitate. De fapt, n-am avut absolut nicio strategie. Cineva era interesat că noi să ne bălăcim în această neutralitate, care de fapt nu este neutralitate. Fără o falsă protecție, E o falsă neutralitate și e o falsă protecție, dar e și o diversiune, fiindcă se dorește ca Republica Moldova să rămână neînarmată, neputincioasă slabă în eventualitatea unei ocupații sau unei încercări de ocupație. Și lucrul ăsta putea să se întâmple. Din fericire nu s-a întâmplat, fiindcă ucrainienii au rezistat. Dar am auzit generali care ziceau că trebuie să intrăm în Transnistria, unii zic că trebuie să meargă până la Prut. Dar vedem și FSB-ul face anumite scenarii cum ar putea să reocupe Republica Moldova. Prin urmare, un politician responsabil, o guvernare responsabilă ar trebui să ia asta în calcul și să asigure securitatea și independența Republicii Moldova. Da. Domnule Isac, se împlinesc 25 de ani de parteneriat strategic România-SUA. V-aș întreba ce impact a avut acest lucru asupra dezvoltării ulterioare a României în ultimul sfert de secol ca partener al UE și al NATO în flancul estic. Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, e pentru prima dată în istoria sa, România este în cea mai bună situație în ceea ce privește securitatea militară, economică, socială și de altă natură. În primul rând, apartenența la NATO și apartenența la blocul comunitar european a ajutat România să treacă peste o parte din tarele comunismului, care au lăsat o amprentă profundă asupra societății românești. Iar apartenența la NATO a transformat România din consumator de securitate în anii 90-2000 într-un furnizor de securitate important. După cum se știe, România a participat cu diferite contingente la misiuni internaționale de menținere a păcii. Este unul din principalii contributori în acest sens din partea noastră de lume. Totodată, apartenența la NATO a semnificat asigurarea unei protecții pentru investitorii străini și a dus la o creștere de, citeam astăzi într-un articol, de 800 de ori a nivelului de trai din anul 2000 până în anul 2022. Conform tuturor statisticilor, apartenența la NATO și la Uniunea Europeană a salvat România de situația Ucrainei. Vă dați seama ce s-ar fi
Vă dați seama ce ar fi însemnat pentru București ca în aceste momente să nu facă parte din cea mai puternică alianță militară de pe glob, iar conflictul din Ucraina s-ar fi putut ușor răspândi și în România. Vă dați seama ce ar fi însemnat pentru Republica Moldova dacă România nu era în situația de membru al UE și membru al NATO. Republica Moldova are o singură graniță pentru care trebuie să-și facă griji, granița de pe Nistru, granița de pe Prut, fiind practic asigurată de cea mai importantă mașinărie de luptă din lume. În pofida tuturor discursurilor politice naționaliste din diferite perioade ale politicii românești post-decembriste, toată clasa politică din România este conștientă de faptul că apartenența la NATO și la UE ne-a salvat de situația, să spunem, Iugoslaviei, unde până în ziua de astăzi asistăm la consecințele dramatice ale acelor războaie, la acea balcanizare agresivă a regiunii. Pentru România urmează să noi împliniri în perioada următoare, acest summit foarte important de la București va transmite diferite semnale, iar cel mai important semnal este că România este extrem de bine ancorată în tabăra europeană și euroatlantică. Nici o schimbare de guvern absolut, niciun partid care ar visa la o ieșire a României din aceste organizații importante nu va câștiga alegerile în România. Iar NATO, prin România și alți parteneri, este în această regiune și nu pleacă nicăieri. Pentru România se poate vedea cu ochiul liber o dezvoltare economică accelerată. Este adevărat că România mai are încă de luptat cu problemele de corupție, cu problemele de lipsa unei infrastructuri, poate lipsa unei strategii clare de dezvoltare. Dar aceste probleme de dezvoltare a democrației noastre ar fi fost mult mai mari dacă România nu ar fi fost într-o alianță puternică cu NATO și nu ar fi fost membră a Uniunii Europene. Trebuie să înțelegem faptul că România în continuare va juca un rol foarte important în menținerea unor bune relații între NATO, Uniunea Europeană și Republica Moldova. Orice evoluție va avea România, va avea un puternic impact în Republica Moldova. Atât datorită numărului important de cetățeni români care trăiesc în Republica Moldova, dar și a apropierii geografice și economice dintre cele două țări. Iar la București, semnalul care va fi dat de către diplomația euroatlantică este că România rămâne în continuare o redută a democrației în această parte de lume. Depinde doar de clasa politică de la București și implicit de clasa politică de la Chișinău, cum va profita de apartenența la aceste blocuri. O Românie care nu ar fi fost în NATO, o Românie care nu ar fi fost în Uniunea Europeană, ar fi fost o Românie mult mai săracă și este foarte posibil și să fi căzut victima unor conflicte interetnice. Trebuie să vedem în mod clar faptul că NATO asigură în primul rând integritatea teritorială a României. Acum 30 de ani, dacă ar fi spus cineva că România și Ungaria ar fi fost în aceeași alianță militară sau în același bloc comunitar european, poate multă lume ar fi râs. Dar uitați, ne aflăm deja de aproape 20 de ani în NATO, iar relațiile României cu vecinii săi din care sunt membri în UE și în NATO sunt foarte bune. Depinde doar de elita politică de la București cum va folosi acest prilej geopolitic istoric. Nicio strategie românească în domeniul politicii externe sau interne nu prevede ieșirea din aceste blocuri. Asta trebuie să spună foarte multe pentru observatorii politici de peste Prut, având în vedere că nu numai România și-a legat destinul de structurile euroatlantice, dar și alte mari puteri din vestul Europei. Da, domnule Carp, ministrul de externe Nicu Popescu va participa atât la această reuniune de care vorbim de la București și apoi va merge și în Polonia la Consiliul Ministerial al OSCE care va avea loc în orașul Lodz din Polonia. Ce semnificație au aceste două momente pentru Republica Moldova? Practic două vizite la nivel cel mai înalt în cele mai puternice state din flancul estic al NATO. Noi trebuie să înțelegem că cel mai important lucru ce contează acum este securitatea din Marea Neagră. Da? Pentru că restul de celorlalte probleme deci care sunt, ele pot fi rezolvate dacă va exista securitatea în Marea Neagră. Astfel,
Deci, participând deci la ambele summite, primul vorbim de NATO, noi în primul rând, trebuie, dar la București trebuie să înțelegem despre faptul că se încearcă a găsi soluții de a aduce pacea deci în regiune, în Marea Neagră. Ceea ce privește la OSCE, aici noi vorbim despre faptul că problema transnistreană, deci în primul rând, a fost gestionată, așa putem să spune, prin anumite crize prin care deci au existat, a fost gestionată cu ajutorul OSCE-ului. Deci, ambele vizite deci care sunt, da, sau participări, are ca obiectiv securitatea în regiune, deci Marea Neagră și nimijlocit pentru Republica Moldova, vorbim despre regiunea transnistreană. Deci asta trebuie să înțelegem și deci acțiunile pe care le întreprinde deci ministrul de extern, Nicu Popescu, este cum în Republica Moldova nu admite escaladarea situației deci în stânga Nistrului prin participarea deci în Polonia și noi trebuie să găsim totuși soluții diplomatice privind rezolvarea referendului transnistrean. Da. Republica Moldova reprezintă o prioritate specială pentru România și este extrem de important ca acest stat să rămână ferm angajat pe calea pro-europeană, a declarat astăzi președintele României Klaus Iohannis, dar haideți să vedem câteva declarații ale dânsului. Klaus Iohannis a declarat că oamenii din Republica Moldova au nevoie de un sprijin suplimentar pe care România este dispusă să-l ofere. Noi facem un pic mai mult decât să încurajăm, îi ajutăm efectiv cu expertiză, cu lucruri foarte concrete, energie electrică, carburant, lemn, gaz, însă suntem foarte conștienți că pentru oamenii simpli din Republica Moldova lucrurile sunt complicate și de aceea discutăm cu toți aliații, partenerii și prietenii pentru a găsi și împreună căi pentru a ajuta Republica Moldova. Potrivit lui Iohannis, accentul trebuie pus acum pe îmbunătățirea infrastructurii care leagă Republica Moldova de România. Pentru noi în România, provocarea este mare, fiindcă în afară de reforme și sprijin punctual pe care suntem foarte dispuși să-l dăm, este nevoie de realizarea unei infrastructuri mult îmbunătățite, de interconectare, poduri, rețele și așa mai departe. Și noi suntem pregătiți ca împreună să facem toate aceste lucruri. Depunem eforturi susținute în sprijinul Republicii Moldova pentru a depăși dificultățile de ordin social, economic și energetic generate de războiul din Ucraina. Președintele României a vorbit și despre susținerea sporită din partea Alianței Nord-Atlantice, atât pentru Ucraina, cât și pentru partenerii NATO vulnerabili din regiune, cum sunt Republica Moldova, Georgia sau Bosnia și Herțegovina. Am revenit în studio. Domnule Negru, cât de important este astăzi pentru Republica Moldova să aibă aliați puternici din punct de vedere militar și cum ar trebui să dezvolte relația dintre România și Republica Moldova, atât pe linie militară, cât și în ceea ce privește sprijinul pe care România îl oferă Republicii Moldova în parcursul ei european pentru aderarea la Uniunea Europeană? Trebuie, în general, să spunem lucrurilor pe lume. Am ajuns la momentul când putem constata ieșuarea statului Republica Moldova. Și nu numai din punctul de vedere al securității, al apărării, din punct de vedere economic, din punct de vedere social, din punct de vedere energetic, desigur că, în primul rând, adică cu greu putem numi un domeniu unde statul Republica Moldova poate sta, să zicem așa, de sine stătător în picioare, pe picioarele sale. Deci avem probleme multiple și, cum au recunoscut și autoritățile noastre, și Maia Sandu și ministrul de externe, fără ajutor extern, fără ajutorul României, noi nu am putea rezista. Avem nevoie la 1 miliard și ca să trecem această iarnă, 1 miliard, da. Și 1 miliard 300, cam 200, așa, 1 miliard 300, diferite, da, cifre, dar peste 1 miliard, toate, da, peste 1 miliard. Deci e o sumă, e mai mult sau mai puțin, ar fi aproape 10% din PIB-ul. O parte parcă
le-am găsit, adică avem asigurate, să zicem, dar până la sfârșitul iernii mai este. Și iată, în această situație critică, noi trebuie să găsim soluții, sau mai bine zis, guvernare trebuie să găsească soluții. Și unde sunt aceste soluții cele mai apropiate? Logic, unde trebuie să ne adresăm noi? Și desigur că la București, desigur că în România, și în România, desigur că face anumite lucruri, noi stăm acum, avem lumină, de ce că ne ajută România, noi avem gaz, de ce că ne ajută România. Avem această conductă, de ce? Fiindcă a dorit România să o construiască la noi. Nu de mult la Chișinău și-a dorit lucrul ăsta, avem dreptate aici. Da, și lucrurile astea trebuie spuse și trebuie luate niște decizii. Ori ne aflăm în această situație cu mâna întinsă tot timpul, ori poate găsim totuși o rezolvare. Poate că acest stat, Republica Moldova, nu are, să zicem așa, potențial de a rămâne stat independent. Mai ales în vecinătatea Rusiei, care are scopurile ei să înghită nu numai Republica Moldova, dar și Ucraina, adică tot ceea ce a fost în spațiul sovietic, ea vrea să înghită. Ați văzut probabil declarații, ați auzit declarații că eu privesc patria mea, deci spațiul fostei Uniunii Sovietice. A și spus dânsul Putin că e cea mai mare catastrofă geopolitică cea mai mare secolului 20. Catastrofă. Deci, mi se pare că s-a ajuns în momentul adevărului. Iată, ultimul sondaj zice că 42% din cetățenii Republicii Moldova ar vota unirea cu România. Eu cred că poate ar vota și mai mulți, fiindcă nu au fost luați în calcul cei care din diaspora, din afara Republicii Moldova. Deci, dacă ținem noi la demnitatea noastră, dacă noi suntem conștienți și responsabili de viitorul nostru, atunci e timpul să ne gândim, e timpul să luăm o decizie. Da. Domnule Isac, președintele României, Klaus Iohannis, a făcut apel ieri și astăzi în cadrul întâlnirilor avute cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dar și cu șeful diplomației americane, domnul Antony Blinken, la întărirea flancului estic. Știm că deocamdată în România există cam 5.000 de soldați, în mare lor majoritate americani și francezi. Vreau să vă întreb de câți militari credeți că ar fi nevoie în acest context al războiului din proximitate și poate ce armament ar trebui adus în România pentru o protecție mai bună? După cum știți, în România a fost desfășurată și o trupă de elită, Divizia 101 aeroportată americană. Totodată, în continuare, sunt trimise trupe în România, inclusiv de către Franța și de către alte state din Uniunea Europeană, din NATO. Războiul din Ucraina ne-a arătat faptul că trebuia modernizată în mod agresiv, trebuie modernizate în mod rapid și agresiv forțele militare românești și ale altor parteneri. În mod sigur, România este interesată să își consolideze prezența navală în Marea Neagră. Din nou, se vede faptul că Convenția de la Montreux împiedică dezvoltarea unei structuri navale a NATO în bazinul Mării Negre. Și în pofida faptului că Turcia este membru NATO și are cea mai mare prezență navală, acest lucru nu oprește dominația acestui bazin maritim de către flota Mării Negre a Federației Ruse. Totodată, în România vor mai fi desfășurate diferite sisteme avansate de armament. Ministerul Apărării de la București a anunțat că se negociază cumpărarea sistemului antiaerian Iron Dome din Israel. Totodată există un interes deosebit pentru producerea de drone în România și pentru o eventuală comercializare a lor și către alți partenerii NATO. Conform tuturor analiștilor militari, vom asista în anii următori la o creștere treptată a bugetului militar alocat cumpărării de sisteme noi de armament. În România se analizează și posibilitatea cumpărării unor noi
avioane model F-16 și s-au fost chiar discuții pentru ca România să încerce să intre în programul F-35. Chiar dacă acest lucru pare un deziderat îndepărtat, totuși criza din Ucraina arată faptul că dintr-o criză se pot naște oportunități în acest sens, pentru că Statele Unite și alți aliați NATO au nevoie de o Românie puternică la Marea Neagră. România s-a remarcat prin participarea, cum spuneam adineori, prin participarea cu trupe la misiune din Afganistan, din Irak, din alte teatre de operațiuni. Deci există o resursă umană capabilă să opereze noile sisteme de armament. Totodată aș dori să subliniez faptul că România are o colaborare militară cu Polonia destul de bună. La Craiova, în România, este un detașament militar polonez, iar românii au trimis în Polonia un detașament care folosește sistemele antiaeriene Gepard de producție germană. Concomitent, în România, în această perioadă, se discută și necesitatea formării unor unități militare teritoriale după model polonez și altor state din NATO. Încă nu este clar cum va fi implementat acest proces, dar este unul de durată. România nu ia încă în considerare introducerea sistemului serviciului militar obligatoriu, dar elita politică de la București a înțeles necesitatea unei armate puternice. Conform tuturor discuțiilor care au loc în marja ministerialei NATO de la București, România va încerca să participe la programele de dezvoltare militară comune care vor fi lansate de statele NATO. Criza din Ucraina a arătat în mod clar că nicio țară nu se poate apăra singură în fața agresiunii Federației Ruse. Și deja sunt discuții pentru dezvoltarea unui sistem de tank european, a unor noi sisteme de artilerie, de standardizare cât mai rapid a tuturor sistemelor de armament greu din armatele NATO. Iar prin faptul că în Ucraina, din nefericire, Ucraina a devenit un câmp de testare a diferitelor sisteme de armament și a tacticilor pe care le vedem folosite cu atâta ușurință de către Federația Rusă împotriva populației civile, elita militară de la București și din alte state cu siguranță va trage învățămintele necesare și va implementa programe de înarmare a armatei române. NATO a trimis tot ce se putea în România. Trebuie să înțelegem că NATO gestionează situații de securitate nu numai pe flancul estic, totodată prin trimiterea de soldați americani în România, boots on the ground, prin dezvoltarea infrastructurii de la baza de la Câmpia Turzii și de la Mihail Cogălnicianu, Washingtonul a trimis un semnal foarte clar că este aici pentru a rămâne. Iar recenta implicare franceză în conducerea misiunii din România, trimiterea de tankuri către România, care în mod sigur vor putea fi suplimentate în caz de necesitate, arată faptul că România nu va fi abandonată de partenerii vestici. Totodată, în urma turneului baltic al președintelui Iohannis, s-a decis ca România să participe la misiunile de poliție aeriană din statele baltice din perioada următoare, iar aceasta arată faptul că România este un exportator de securitate și este parte componentă a strategiei pe termen mediu și lung gândite de conducerea centrală a Alianței Nord-Atlantice. Da. Totodată, România, prin ceea ce face, are capacitatea de a ajuta și Republica Moldova. Orice experiență pe care armata română o are va fi trecută către Armata Republicii Moldova, conform tratatelor bilaterale sau tratatelor dintre Republica Moldova și NATO. Deci orice România câștigă, va avea de câștigat și Republica Moldova. Da. Domnule Carpă, vedem că Rusia își planifică atacuri masive asupra Ucrainei chiar în zilele în care comunitatea internațională de obicei se întâlnește într-un loc. Am avut și cazul recent al summitului G20 de la Bali, atunci când rachetele rusești au zburat deasupra Ucrainei în ținte civile, în marea lor majoritate. Ce fel de comportament este acesta din partea Rusiei? Ca de obicei este un comportament sfidător, da? Deci ei încearcă să schimbe percepția de securitate, deci mondială,
încearcă cumva să preia acea situație pe care era în perioada războiului rece, în care URSS-ul cumva își avea o zonă de influență, iar amenințarea, deci cu arme nucleare, era instrumentul prin care se ducea politica externă. Acum este clar că s-a încercat și vedem din anumite rapoarte pe care sunt prezentate în mod public, în luna aprilie se discuta la modul serios să fie folosită arma, deci, nucleară, deci pe teritoriul, deci, Ucrainei. Iar acum aceste acțiuni, când are loc de un eveniment, fie G20 sau altă întrunire, deci de fapt este o provocare pentru, deci, a demonstra că pentru el nu contează orice decizie luată de anumite, deci, foruri internaționale, da, și într-un fel că este gata să încheie acest război doar în condițiile pe care își le dorește Putin. Deci el nu acceptă, și dacă ne uităm la toți propagandiștii care are, deci, Kremlinul, ei spun foarte clar, ori câștigăm, ori ajungem pe banca acuzaților la Haga. Da, deci totul sau nimic. Da, totul sau nimic. Da. Deci ei acum... O gândire care ne aduce aminte de Germania nazistă. Absolut. Știți, cel mai grav ce este, că Rusia, care a trecut prin teroarea lui Hitler, da, prin care le-a distrus, deci s-au distrus tot pe unde deci a mers, tu procedezi exact ca și ei. Deci asta este marea, deci, da, asta este deci marea problemă. Atunci când tu ai memoria, deci, și îți aduci aminte, deci faci diferite acțiuni care într-un fel comemorezi acțiunile barbare, deci ale naziștilor, da, care au atentat la securitatea cetățenilor, tu procedezi exact la fel, distrugând infrastructura, critică accesul la apă, deci la absolut la cele necesare. Asta, sursele de viață. Da, sursele de viață. Deci asta... Dar ce face atacând, deci, Ucraina, anume în zilele când au loc anumite, deci, foruri internaționale, asta încă o dată demonstrează că pentru el nu contează deciziile care vor fi luate de aceste foruri internaționale și le sfidează. Da, le sfidează și obiectivul lui este de a încheia o pace doar în condițiile pe care el le consideră a fi acceptabile. Da. Domnule Negru, șeful diplomației Antony Blinken a anunțat astăzi la București că, citez, în curând NATO va avea doi noi membri, Suedia și Finlanda. Suntem mai uniți ca niciodată. Ce înseamnă acest lucru pentru flancul acesta al NATO și care ar putea fi reacția Rusiei? Eu aș vrea să adaug la ceea ce a spus domnul Karp, pe urmă o să răspund la întrebarea dumneavoastră. Rusia, Uniunea Sovietică, a aplicat tactica sau strategia pământului pârjolit. Distrugerea infrastructurii, distrugerea clădirilor, distrugerea centralilor. Apropo, centralele de la Neprogresul a fost distrus de Stalin, la comanda lui Stalin, atunci când s-au retras trupele sovietice. Adică e o ocupație, să zicem așa, familiară armatei sovietice și niciodată armata sovietică nu a avut grijă de civili, că să-i protejeze cumva sau să facă o deosebire între civili și militari. Și iată, asta ea face și în ziua de azi. E cum îi explică că ei distrug centralele electrice, fiindcă asta ajută armatei ucrainene sau într-un fel e legat de rezistența armatei ucrainene în fața armatei ruse. Dar ciudat, Putin a răspuns când a fost întrebat că intră Finlanda, intră Suedia, NATO, Putin nu s-a arătat deranjat. A zis că asta nu prezintă nicio amenințare pentru Rusia. Nu știu de ce, Ucraina, care e mult mai slabă militar decât Suedia, care de nici nu face parte din NATO și care, da, era de fapt un stat neutru, Ucraina i-a deranjat potențiala intrării, prezenta un pericol pentru... Asta demonstrează pur și simplu că cauza războiului nu e ceea care spune Putin, că el de fapt atacă Ucraina fiindcă vrea să restabilească sau vrea să tragă Ucraina într-o
Uniune nouă de tip sovietic, așa cum face Belarus. Belarus formal este stat independent, suveran, dar în realitate da, este o... Ține doar pe sprijinul Rusiei, probabil. Da, este o marionetă, de fapt, fiindcă îndeplinește toate comenzile. Asta vroia Putin și în cazul Ucrainei. Asta, de altfel, vroia și în cazul Republicii Moldova. Și depun eforturi în continuare să dea jos această guvernare și să pună, să instaureze o guvernare care să asculte de comenzile de la Moscova. Și în privința Suediei, Finlandei, desigur că el face, spun rușii, face, arată o expresie bună, deși e o pierdere pentru el. Adică simulează într-un simulează acceptarea situației. Fiindcă altfel ar trebui să recunoască că e o înfrângere totuși strategică, de ordin strategic pentru Rusia. Cu Rusia, da. Cu NATO s-a mărit, NATO, să va mări în cazul NATO, în sau intra, lungimea frontierei cu NATO a crescut foarte exact. Mult în cazul de față. Kilometri. Rachetele NATO sunt mult mai aproape în cazul de față de centrul Rusiei, de Sankt Petersburg, în primul rând. Finlanda a cumpărat astăzi 80, a semnat un contract de cumpărare a 80 de rachete din Statele Unite pentru vreo 323 de milioane de dolari. Dar asta e și problema lui Putin și problema în general a comunității internaționale. Putin nu recunoaște înfrângerea, Putin nu recunoaște că totuși operațiunea militară specială sau spețoperația, da, cum zice el, nu decurge, nu se desfășoară în conformitate și cu planul. Și niciun caz pe mod convențional, cum și-ar fi dorit însă. Da, deci e minciună peste minciună, într-un fel, asta e și, din păcate, nimeni nu poate prevedea acum cu ce se va termina lucrul ăsta. Aici e pericolul. Da. Domnule Isac, putem afirma că Rusia a obținut exact efectul contrar în cazul acestei invazii în Ucraina, și anume consolidarea pe interior a UE și NATO. Am văzut că, practic, nici măcar Ucraina și Georgia nu au fost abandonate, dacă ar fi să citim declarațiile de astăzi ale domnului Iohannis, care a spus că ușile NATO rămân deschise, atât pentru Ucraina cât și pentru Georgia, așa cum s-au deschis ele în anul 2008 la summitul NATO de la București de atunci. În mod sigur, regimul de la Kremlin a obținut exact opusul a ceea ce dorea. NATO și Uniunea Europeană au devenit mult mai legate, inclusiv una de alta, în strategia de răspuns la agresiunea Federației Ruse. Aș dori să atrag atenția asupra diferenței între a face parte din NATO și a face parte din așa zisul NATO rusesc, acea organizație, da, OTSC, a tratatului sau OTSC. Uitați, da, Armenia, care este membru a OTSC, a cerut sprijinul Federației Ruse și altor membri din organizație pentru a se apăra de în conflictul pe care îl are cu Azerbaidjanul, care a trecut din regiunea separatistă Nagorno-Karabakh și afectează inclusiv teritoriul actual al Armeniei propriu-zise și care ar trebui apărat de către această organizație. În momentul în care în Polonia a fost acel incident, deja lumea era pregătită să activeze diferite articole din tratatul NATO pentru a-și apăra aliații. La nivelul NATO este o decizie clară de a răspunde cât mai dur Federației Ruse. Este adevărat că NATO evită să se implice într-un război direct cu Federația Rusă, dar acesta este și motivul pentru care NATO nu a implementat măsuri de genul no-fly zone sau alte măsuri care pot duce la o confruntare directă între NATO și Federația Rusă. Dar în mod sigur, NATO și Uniunea Europeană, prin extensie, ies mult consolidate din această confruntare din Ucraina, iar modul în care toate statele au reușit să răspundă cererilor Ucrainei, faptul cum s-au împărțit sarcinile, faptul că până și aliați ai liderului de la Kremlin, și aici mă refer la liderul de la Budapesta, Orban, au fost nevoiți să accepte tranzitul de arme către Ucraina sau faptul că cu mare părere de rău ei sunt nevoiți să accepte
că susținerea Ucrainei întrece orice considerente de interes național imediat, arată faptul că NATO iese mult mai puternic, iese mult mai puternic din această criză, intră în 2023 ca o mașinărie bine pusă la punct și care va răspunde în mod sigur mult mai dur oricărei alte încercări a Federației Ruse de extindere a conflictului. Ceea ce a spus liderul român Iohannis despre faptul că porțile NATO sunt deschise a fost subliniat și de secretarul general adjunct, domnul Mircea Joană, care a vorbit astăzi în diferite interviuri despre acest spirit al Bucureștiului. Practic, Bucureștiul devine o piatră de hotar pentru NATO în zona Mării Negre. De acum se va discuta ce a fost până la acest summit de la București și ce va fi după. România are și-a demonstrat încă o dată capacitatea de a sprijini eforturile alianței, iar faptul că Federația Rusă n-a reușit să-și apere unul din cei mai importanți aliați din zona Caucazului, Armenia, a fost înțeleasă de diferite elite politice din statele încă subordonate Kremlinului. Este o schimbare geopolitică importantă în concepția NATO, ceea ce se întâmplă astăzi la București. Pentru că, în afară de toate aceste discursuri publice și toate hotărârile care practic au reconfirmat sprijinul total pentru Ucraina, au loc și alte discuții, au loc și alte mișcări în culise. Și în perioada următoare vom vedea noi modalități de edificare a unei unități a alianței, inclusiv la nivelul serviciilor de informații sau inclusiv la nivelul structurilor militare. NATO nu este într-o moarte cerebrală, după cum spunea un lider francez de tristă amintire. NATO și-a demonstrat faptul că a demonstrat lumii faptul că poate răspunde unor agresiuni îndreptate împotriva membrilor săi și a partenerilor. Iar elita politică de la Chișinău trebuie să înțeleagă acest lucru. După cum spuneau invitații noastre din studio, această bălăceală în lacul neutralității nu face decât să aducă mari necazuri Republicii Moldova. În mod sigur, un investitor străin important nu va veni într-o țară care nu are asigurată o apărare propriu-zisă. Nimeni nu își va investi bani într-o zonă unde poate fi deposedat de investițiile sale. Ne putem uita foarte ușor la ce s-a întâmplat în Donbass după 2014, când orașe economice importante, precum Donetsk sau Lugansk, au fost supuse unui jaf, afaceri întregi preluate fără absolut niciun temei legal. Vedem ce s-a întâmplat în Crimea. Pentru că acest lucru să nu se întâmplă, Doamne ferește, vreodată în Republica Moldova, elita politică de la Chișinău trebuie să înțeleagă foarte bine că nu mai poți să mai stai neutru într-o zonă unde neutralitatea înseamnă condamnare la desfințarea statală. Da. Dau din nou exemplul Ucrainei și al Georgiei. Reuniunea NATO va continua și mâine la București cu alte două sesiuni la care participă reprezentanții țărilor alianței, dar și parteneri, precum Republica Moldova, Georgia și Bosnia-Herțegovina. Jurnalistul TVR Lucian Pârvoiu ne oferă mai multe amănunte. Bună seara! Există aceste două componente ale întâlnirii ministeriale de la București, care practic plasează capitala României pe această hartă geopolitică și faptul că miniștrii de externe au ieșit din cartierul general de la Bruxelles și au venit la București, la doar câteva sute de kilometri de frontul pe care ucrainenii luptă împotriva invadatorilor ruși, spune foarte multe și din punct de vedere simbolic. Pe de o parte, se discută despre întărirea ajutorului militar, dar și civil, să spunem așa, pentru Ucraina, pentru că pe lângă arme ucrainene au nevoie în aceste momente foarte dificile și de generatoare, de instrumente care să poată produce energie, având în vedere că rușii atacă infrastructura energetică în plină iarnă și folosesc, așa cum spunea și Jens Stoltenberg, iarna drept armă în acest război. Pe de cealaltă parte este vorba de întărirea posturii de apărare pe flancul estic, pentru că NATO și-a schimbat strategia
strategia și de la postura de descurajare a trecut la postura de apărare, ceea ce înseamnă că din perspectiva a ceea ce s-a convenit la summitul de la Madrid din vară, va însemna, bineînțeles, o ranforțare a prezenței militare aliate pe flancul estic și în zona Mării Negre, în special, având în vedere apropierea extrem de mare de Crimea invadată de ruși. Din această perspectivă, e foarte important că NATO se deschide și țărilor partenere în ceea ce privește Republica Moldova, deși ea este oficial o țară neutră, depinde de ea ca în perioada următoare să decidă dacă păstrează această neutralitate sau ca urmează exemplul Ucrainei, care a depus deja o cerere de adeziune la Alianța Nord-Atlantică. Deci, iată, din această perspectivă, este foarte importantă această întâlnire ministerială, atât pentru țările membre și mai ales cele de pe flancul estic, cât și pentru țările aspirante sau vecine acestei, alianțe. Da, mulțumim frumos, Lucian. Domnule Carp, ce ar putea să ceară Republica Moldova la acest eveniment important al NATO pe probleme de securitate și la ce să ne așteptăm? Bun. În primul rând, Republica Moldova va cere asistență în ceea ce privește pe domeniul de securitate de cibernetică, pentru că noi vedem că aceste atacuri au loc tot mai des în ultimul timp. Doi, pentru a putea face față unei crize energetice în condițiile în care Republica Moldova încă nu are construit acea linie de transportare a energiei electrice directe din România, trebuie să meargă pe teritoriul deci Ucrainei. Ce se privește instruirea pe care noi o facem, deci a armatei naționale. Cam astea sunt domeniile deci, de bază și consolidarea securității statului Republica Moldova fiind prioritar în relația cu NATO. Da, domnule Negru, pentru că mai avem doar un singur minuțel, ce ar putea să ceară mai mult din partea aliaților Republica Moldova, poate mai mult armament sau anumite garanții de securitate? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Garanții de securitate nu poate cere, fiindcă nu este membru a NATO, dar ar trebui să formuleze anumite solicitări, să spunem așa. Și sunt de acord cu ce a spus domnul Carp și aș mai adăuga. Poate că ar fi cazul să solicite și asistență a serviciilor speciale din statele NATO, fiindcă Rusia duce aici și un război a spionilor. Da, a spionilor. Am devenit, să zicem, un teritoriu, un fel de Viena, așa. Un teren de bătaie aici, o bătălie mare se dă pentru viitorul Republicii Moldova și de aceea, am mai spus mai înainte, de sine stătător cu propriile forțe nu vom putea ieși teferi din această încăierare pe care a început-o Rusia. Da. Domnilor, eu vreau să vă mulțumesc frumos pentru prezența în seara aceasta. Sunt probleme importante pe care Republica Moldova le are în față. Sperăm că aliații și din NATO și din UE vor fi alături de Republica Moldova în aceste vremuri foarte grele pe care le trăim cu toții. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Isaac. Dragi telespectatori, ne dăm întâlnire mâine seară și să aveți o seară. Toate cele bune.